Neața, prieteni, e o zi faină astăzi, e și frig, zăpadă. Astăzi vreau să fac un video despre cum să faci un video despre ceea ce te pasionează pe tine și ceea ce îți place. Ideea nu este a mea, ideea este a Mirelei, eu am pus-o în aplicare. Așa că sunt practic, așa că îmi place să trec direct la subiect. 1. Ai nevoie de un telefon. Acum toată lumea are. 2. Ai nevoie de o idee sau să găsești ceva care te pasionează sau tu oricum știi ceea ce te pasionează. Vezi ce ai experimentat, ce ți-a ieșit și ce poți să împărtășești cu ceilalți, în așa fel încât ideile care le prezint să fie pe bune valoroase. Adică să spui întrebarea, ok, după ce fac video ăsta, după ce omul îl vizionează, ce poate să ia el practic și să pună în viața lui? Eu așa mă gândesc când fac videorile sau de ce și-ar pierde omul timpul să se uite la mine? Pentru că am căciulă faină, dar oricum oricine poate să ia o căciulă faină. Nu, ce informație pot să ofer eu din ceea ce îmi place, din ceea ce mă pasionează, din ceea ce am aplicat eu și m-a ajutat? Și pot să o iau și să o aplice persoana respectivă care mă urmărește în momentul de față. Cam ăsta este video. M-aș bucura tare mult dacă mi-ai lăsat un comentariu sau dacă ai început să faci video-uri, ai mai multă experiență și poți să împărtășești cu noi, ar fi super. Dacă nu ai început, spune-mi la ce te-ai gândit atunci când ai văzut video ăsta. Despre ce ți-ar place să faci videouri. Dacă îți poți fi de folos cu ceva și, nu știu, ai nelămuriri, mă poți întreba și îți răspund cu drag. O zi cât mai faină și îți doresc să împărtășești cu noi, nu mai ține pentru tine. Împărtășește și cu ceilalți. O zi faină!